Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Vine Nica Bălcău. Pleacă, bă, de aici. Pleacă de aici. Pleacă de aici, bă. Pleacă de aici, bă. Nu mă lasă să fac video. Pleacă, bă, de aici, bă. Pleacă, bă, de aici, reau, bă. Pleacă, bă, de aici, bă, fată, bă. Natasha. Natasha. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Așa cum am promis ieri, revenim astăzi cu un clip în care vom face deparazitarea internă la cățeluși. După cum vedeți, avem aici Drontal Papi, este un sirop care se administrează pe cale orală. Acest sirop vine la pachet și cu o seringă, imediat o să vă arăt, vedeți, pentru o administrare cât mai ușoară și corectă. El costă în jur de 100 de lei, acum depinde de unde îl cumpărați. Și se administrează 1 ml per kilogram de cățel. Adică dacă cățelul are 3 kg, îi dați 3 ml. Dacă are 4, 4 ml și așa mai departe. Așa că astăzi vom face prima deparazitare a acestor căței, iar la 2 săptămâni vom repeta deparazitarea. Imediat începem, dar pentru asta va trebui să pun eu această placă aici. Imediat o să vă spun și de ce. După cum vedeți, am pus cândru aici pentru a-i putea separa pe cei deparazitați de ceilalți nedeparazitați, da? Așa că vom lua câte unul, rând pe rând, îi vom cântări și le vom da siropul, da? Trebuie să-i cântărim pentru a vedea greutatea și în funcție de greutate noi îi dăm siropelul. Deci avem aici siropul, imediat îl desfac. Am pregătit siringa cu 3 ml, 1-2 așa. Ia, vină, mă, frate. Să vedem noi ce facem noi acum. Păpăm noi siropul sau nu? Va trebui să-l țin pe genunchi un pic. Să-i deschid gura mai mult. Îi dăm câte puțin pentru a nu-l scuipa jos. Stai, mă, fată, mă. Un pic am complicată treaba, dar pe Natasha am rezolvat-o. Cred că are un gust cam amărui ceva, dar nu le place lor. E bun, mă, fată? Da? Gata, hai cu următorul. Îl avem acum pe Caucaz, să vedem și cu el cum decurge treaba. Dă cu limba afară, dar trebuie insistat. Opa așa, mă. Da, mai avem un pic. Hai. Nu prea le place. Hai. Opa așa, hai, mai un pic, gata. O ținem un pic așa cu... Opa așa, ia priviți aici pe Caucaz. I-am dat siropelul și gata, următorul. Mă, butufleiule. Bun. Cam asta este și deparazitarea internă cu Drontal sirop la cățeluș. După care o să vedem zilele astea dacă are sau nu viermișori. Ție, mă, băiatul. Au, ăsta m-a mușcat.
de jale, trebuie să scăpăm repede aici. Gata, noi vă salutăm, vă spunem la revedere, multă sănătate și pe data viitoare. Pa, pa!